Mă, domn director, a venit vacanța, dar lista pe care dumneavoastră o coordonați, Institutul Fanion al Culturii Vasluene, nu are vacanță, ba din contră o face cât mai frumoasă pe cea a elevilor vasluieni. Ce organizați, ce intenționați, ce ați pregătit? Așa cum am obișnuit utilizatorii noștri de vârstă școlară, copiii de la preșcolari până la absolvenți de liceu sau absolvenți, chiar absolvenți de facultate, biblioteca își desfășoară activitate mai intensă de regulă în vacanță, întrucât posibilitățile materiale pe care le are Vasluianul sunt limitate. Și am zis noi că pentru cei împătimiți de lectură, pentru cei care au o dragoste aparte față de carte, să creăm un mediu unde ei să se simtă foarte bine. Pentru cei foarte mici, pentru elevii preșcolari, școlari mici, elevii de gimnaziu și de liceu, am gândit în continuare să derulăm programul Biblioteca de Vacanță. În urmă cu 7 ani de zile, când am pornit acest proiect, l-am pornit dintr-o necesitate foarte clară. Erau lucrări în plină desfășurare la Palatul Copiilor, ca și acum, de altfel. Școlile erau, cum este normal în vacanța de vară, din punctul unora de vedere, închise. Casa de Cultură cu o paletă limitată de activități și am spus că este nedrept pentru copii să nu aibă un loc unde să meargă cu plăcere în fiecare zi a săptămânii. Biblioteca de vacanță este o activitate ce se derulează pe ateliere. Dacă la început am pornit cu jocuri, am pornit cu pictură și cu muzică, iată că acum avem 10-12 ateliere. Avem ateliere de limbi moderne, unde copiii vin și în sprijinul lor o mână de voluntari își dedică timpul pentru limba engleză, franceză, italiană și spaniolă. Avem cercuri de șah, avem ateliere de origami, string art, pictura merge mai departe, muzica și cred eu că toate acestea vin în întâmpinarea solicitării utilizatorilor. Noi uităm pe cei foarte mici care văd în bibliotecă un loc în care povestea trebuie să fie pe prim plan. Așa că ora de povești pe care o organizăm cu acești copii mici, cu acești prichindei, care probabil mâine vor fi utilizatorii noștri, se derulează pe mai departe. Vizionări de filme, curiozități geografice, tot felul de lucruri care să-i atragă spre instituția noastră. De ce facem tot acest efort? Pentru că toți colegii bibliotecari își înțeleg menirea și chiar vor să sprijine publicul vasluian. Am solicitat în fiecare an ca măcar 2-3 școli din Vaslui să rămână deschise și prin rotație învățătorii, educatoarele, să strângă acolo copiii și să facă activități. Lucrul ăsta n-a fost posibil niciodată. De aceea noi considerăm că dacă alții nu vor să facă, noi ca bibliotecă ne creștem publicul de mâine prin astfel de acțiuni. Ne-am gândit și la perioada de weekend. Nu este la îndemâna oricui să se urce în tren și să plece la mare. Dar pentru cei care vor să savureze plăcerile și frumusețile Vasluiului, pot veni în Parcul Copou, acolo unde noi continuăm acea lectură în parc. Ne vom deplasa cu cărți, iar pe bază de buletin, cititorii, bunicii, părinții, pot împrumuta cărți și pe perioada cât stau la umbră sau stau la soare pe o bancă în parc, pot frunzări acele cărți. Toate aceste lucruri, spuneam, le facem dintr-o dragoste aparte pe care o avem pentru cei care citesc și dintr-un respect deosebit pentru ceea ce înseamnă carte și lectură. Nu vom înceta ca în această perioadă de vacanță să facem achiziții de documente noi, să cumpărăm cărțile de care considerăm că au nevoie cititorii vasluieni, vom merge pe mai departe cu după amiezi culturale la Vaslui și ca în fiecare lună
vom avea cel puțin 2-3 lansări de carte. Suntem în colaborare frumoasă, rodnică, cu Primăria Vaslui, așa că pentru zilele culturale ale orașului vom fi din nou implicați, iar orice eveniment care poate stârni interesul publicului, orice sugestie care poate veni în întâmpinarea celor care iubesc lectura, noi îl vom privi cu deschidere maximă. Da, domnule, n-aș fi un jurnalist care se respectă dacă nu aș întreba despre ce mai faceți pentru utilizatorul de carte, despre fondul de carte, cât mai este, pentru că eu nu mai știu la această oră. În momentul de față dispunem de peste 300.000 de documente în Biblioteca Județeană Vaslui. În fiecare an achizițiile s-au situat la peste 5.000 de titluri. Este un lucru foarte bun. Am avut și ani în care prin donații ne-am dus la 8-9.000 de titluri. Anul acesta suntem la fel de bine poziționați, iar achizițiile de documente pe care le facem noi, de regulă acoperă toată gama de publicații, întrucât o bibliotecă publică și cu atât mai mult o bibliotecă județeană are un caracter enciclopedic. Și noi, repet, achiziționăm din toate domeniile de activitate. Până în momentul de față, pentru anul 2016, am achiziționat aproximativ 2.800-3.000 de documente și în fiecare lună, în funcție de oferta pe care o primim de la edituri, colegii de la achiziții fac selecțiile corespunzătoare și venim din nou în întâmpinarea cititorului cu noutăți. Poate lumea nu înțelege că Biblioteca Județeană are și un rol social. Nu știu câți vasluieni își permit ca să achiziționeze cărțile care apar pe piața editorială din România. Apar zeci de mii de titluri. Ori, dacă noi facem o selecție riguroasă și considerăm că anumite lucruri sunt necesare pentru cititori, le achiziționăm pentru că noi știm că ei nu își permit din punct de vedere financiar. Una este să dai 10-20 de lei să-ți iei o carte o dată pe lună, alta este să vezi în fiecare zi că apar noutăți și să nu-ți poți permite să le iei. Ori biblioteca asta face. Încearcă să suplinească lipsa de bani a populației din zona noastră, oferind spre consultare, spre lecturare, cărțile valoroase pe care le achiziționăm și le pot utiliza mult mai multe persoane. Despre cărți, volume, documente rare, documente care șochează pe cititorul din ziua de azi, în afară de Gheorghe Eminescu, ce le puteți desconsidera, domnul Drăg? Documente rare, documente inedite sau cărți de patrimoniu. Fiecare instituție dispune de astfel de documente, însă ele sunt cu un regim special și sunt consultate numai în vederea elaborării unor lucrări de specialitate, unor lucrări științifice și niciodată, nici într-o instituție publică ce deține astfel de bunuri, nu veți găsi la împrumut astfel de documente. Ele sunt cu regim special, se află în depozitele instituției și sunt consultate numai de către specialiști. Dar periodic, cum a fost și anul trecut, noi expunem cărțile valoroase, facem expoziții cu documentele de seamă pe care le avem, așa că ele pot fi măcar văzute, dacă nu răsfoite, din când în când. La modul practic, cel interesat să consulte, să studieze un asemenea document, ce a trebuit să facă? În primul rând, trebuie să vină cu adresă din partea instituției de învățământ superior, unde își elaborează o lucrare de doctorat sau o lucrare postdoctorală sau o cercetare științifică prin care se solicită instituției noastre să pună la dispoziție astfel de documente pentru o anumită temă. Așa să vină o persoană de capul ei și să ceară o carte de la 1800 sau 1700, niciodată, nicio instituție nu va pune la dispoziție astfel de documente. Domnul director, chiar dacă mai sunt câteva luni bune, Festivalul Internațional de Umor
unde instituția dumneavoastră și dumneavoastră personal aveți o contribuție la fiecare ediție importantă. Bacalaur, să spunem așa, două, trei referiri la acest... În intervalul 2-9 octombrie 2016 la Vaslui va avea loc o nouă ediție a Festivalului Internațional de Umor Constantin Tănase. Cine își imaginează că un astfel de festival se pune pe picioare începând din luna septembrie până în luna octombrie, se înșală. În momentul de față, noi am început să primim lucrări și la secțiunea de carte și la secțiunea de manuscris. Avem înscriși până acum parcă 16 participanți. Am comandat deja la Monetăria Statului medaliile pentru cei care vor fi laureați și am făcut toate demersurile necesare pentru primirea musafirilor. Suntem în așteptare până pe data de 1 septembrie, când este termenul limită pentru depunerea lucrărilor la concursul de literatură. Același lucru se întâmplă și pe partea de teatru, și pe partea de interpretare, și pe partea de caricatură. Dar eu vorbesc de partea de literatură. Am discutat cu foarte mulți umoriști din țară care nu contenesc cu laudele pe care în mod firesc le merită Vasluiul pentru acest prestigios festival. Cel care reușește să ia la Vaslui o medalie, o mențiune, un loc întâi, doi sau trei, se consideră un om talentat. Este o carte de vizită, este o rampă de lansare și în același timp, cred că este un blazon pe care marii creatori de umor din România și-l pot trece în CV. Din acest motiv, pregătirile sunt de regulă începute cu mai bine de un an, înaintea derulării efective a festivalului, iar noi spunem că suntem în grafic în momentul ăsta și așteptăm la literatură prezențe remarcabile. Domnule, vă mulțumesc pentru interviu, vă doresc succes și la această ediție și sigur îl veți avea.